Mugur Corumbacu a fost demis de la Chindia în luna iulie anului trecut, după ce echipa a ratat promovarea în Liga 2. Neoficial, Corumbacu a fost acuzat la vremea respectivă că ar fi făcut jocurile rivalei, furtuna în lupta pentru câștigarea seriei. Decizia de demitere a aparținut adunării generale a asociațiilor, iar de aici începe show-ul. Inițial, Corumbacu a contestat hotărârea clubului de a-i retrage dreptul de semnătură. A pierdut procesul în decembrie 2014, iar acum a contestat tot în instanță decizia de desfacere a contractului de muncă pe care și l-a încheiat singur. MDITV a aflat cu cât a fost retribuit Corumbacu pentru activitatea de la Târgoviște ca manager al unui club de Liga 3-a. Salariul lunar era de aproape 6.000 de lei, iar otopenarul primea suplimentar încă 1.000 de lei pentru transport și masă. Cazarea, decontată tot la club, o avea asigurată la un hotel din centrul orașului, la o aruncătură de băți de cei care semnau pentru banii care veneau la Chindia. Interesant e că în fișa postului, Corumbacu nu a avut obiectiv promovarea, iar asociații care l-au demis vor trebui să găsească motivări solide pentru desfacerea contractului. În caz contrar, Chindia va fi bună de plată. Peste 600 de milioane de lei vechi ar fi suma cerută de Corumbacu, plus repunerea în funcție, deci revenirea la club, în locul lui Marcel Ghergu, pe care l-a avut subordonat.